Hei, salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou video. Nu e 1 decembrie, dar cei de la EA au făcut o surpriză și au adăugat un nou capitol la World Tour. Dacă treceți peste toate capitolele acestea, ajungem și la capitolul noilor veniți. Și văd că au băgat și Liga Indiana dacă îi pasă cuiva, dar hei, măcar îți pot pica și jucători din Liga 1 aici. Și mie cel puțin mi-a picat Noere și Cristiano după o lună la Hermannstadt. Dar nu asta este important, nu pentru asta ați venit aici, a fost adăugată o campanie și pentru Liga 1 a României, băieți. Avem skill game-uri, avem de jucat meciuri împotriva echipelor din Liga 1, totul pentru a ajunge la această carte Florinel Comande 83, băieți. Și vă spun de pe acum, o carte foarte, foarte bună, dar vom vorbi despre ea în câteva secunde, pentru că mai întâi vreau să vă arăt ce jucători mi-au picat pe aici. Și am început destul de bine campania aceasta cu un balaur. Mai departe, după câteva meciuri, ajungem și la primul pack. Haideți să vedem ce-mi pic aici. Un jucător de aur sau mai bun, băieți, este Noere, evident, 72, încă un Noere. După încă câteva meciuri și skill boost-uri, iată că am și un băiat de la Dinamo. Pentru toți dinamoviștii care se uită la videoclipul acesta, Montini, 66, este aici, băieți. Și ajungem și la prima carte specială, pentru că în afară de Coman mai este și cartea aceasta specială, Omrani de 79 de la CFR Cluj. Și habar nu am de ce l-au băgat pe Omrani aici, pentru că Omrani are deja o carte specială de la Europa League. O fie doar de 76, dar este mai bună la atribute și la skill boost decât cartea aceasta, așa că ar fi trebuit băgat altcineva aici. Dar întrebarea este cine? Cine ar fi meritat din Liga 1 să fie aici carte specială? Gândiți-vă și lăsați-mi un comentariu fix sub butonul de like. Ok, băieți, trecem mai departe. După Omrani și alte câteva meciuri jucate, am dat de Crețu de la FCSB, iar apoi am ajuns la încă un pack de 70. Haideți să vedem dacă mai dăm peste un Noere. Nu tot un jucător de la FCSB, dar de data aceasta Salomão de 70. Și văd că FCSB-ul se ține foarte aproape de mine, pentru că după alte meciuri am dat și de Denis Mann de 70, iar apoi am ajuns chiar să joc cu FCSB. După acest meci văd că mi-a dat un premiu tot Salomão de 70, ce e drept, nu erau chiar așa de multe opțiuni. Și hai să trecem și de ultimul skill game, unde îl primesc pe băiatul acesta, Bobo, din campionatul Indiei. Neinteresant, dar ce este interesant este această carte, băieți, probabil cea mai bună carte românească necrescută din joc. Cartea pe care o primiți dacă terminați campania din Liga 1, este vorba despre Coman de 83. Bine venit, Florinele, cu siguranță una dintre cele mai bune cărți românești din acest sezon. Și iată și de ce spun asta, uitați-vă la atribute, 100 la accelerație, 100 la viteză, fără să fie crescută, doar 83 overall are cartea. La puterea șutului văd că stă foarte bine, 83. Și 4. La șutul de la distanță nu stă chiar așa de bine, 76, dar vom testa asta imediat. La dribbling 90, băieți, și apropo de dribbling, are skill boost-ul dribbling, care este unul dintre cele mai bune skill boost-uri pentru poziția aceasta. Apropo de skill boost-uri, dacă vreți să știți care sunt cele mai bune skill boost-uri pentru fiecare poziție în parte, am făcut un video pe canal, așa că după ce vă uitați la acesta, vă recomand să-l vedeți pentru a avea în echipa voastră cele mai bune skill boost-uri. Așadar, băieți, niște atribute foarte bune, dar atributele acestea nu ar însemna mare lucru dacă în joc nu ar fi o carte foarte bună. Și cu 100 la viteză și 100 la accelerație, mă gândesc că această carte este foarte bună în head-to-head mai ales. Și în campanie este bună, dar sincer nu prea aveam ce campanie să mai joc, așa că am jucat câteva meciuri la head-to-head. Și uitați-vă și voi la faza aceasta, odată ce ajunge mingea la Coman, cam greu să-l mai ajungi din urmă. Și stă foarte bine și la șut, pentru că șutează de la marginea careului, băieți. Bravo, băi, Florinele, din păcate nu ai cea mai bună celebrare, aș fi vrut să văd un backflip sau ceva, dar totuși o carte foarte bună, băieți, cel puțin când vine vorba despre viteză. După care am jucat și câteva meciuri la Versus Attack să vedem cum este cartea aceasta la șut și, ținând cont că are 84 la puterea șutului, stă foarte bine, am dat niște goluri de la marginea careului, cu toate că am dat și foarte multe bare cu această carte, habar nu am dacă este de la cel long shot de 76 sau cât era, dar am dat foarte multe cu această carte. De fapt, dacă stau să mă gândesc, am dat foarte multe bare cu toate cărțile din acest meci, cred că a fost meciul barelor. Dar da, băieți, dribbling foarte bun, șut foarte bun, viteză foarte bună. Dacă vreți cartea aceasta, băgați-o în echipa voastră dacă puteți, mai ales dacă o creșteți, cred că va fi o carte și mai bună. Și apropo de comparații, cred că ar fi foarte amuzant să-l comparăm cu adevăratul Mbappé, să vedem cum stă. Mbappé are 87 base, cred că momentan nu are carte specială, dar cu siguranță va avea. Și hei, măcar Coman stă mai bine la viteză. Săracul Mbappé are doar 96 la viteză și la accelerație. Mbappé de român
România are 100 la ambele. La șut nu ne mai uităm că nu mai contează sau la restul atributelor, dar sunt sigur că până și Gigi ar fi de acord cu FIFA Mobile 20. A, și pentru că tot am vorbit de Liga 1, cred că ar fi extraordinar să putem face echipamente, pentru că sunt niște echipamente foarte interesante acolo, cu care sunt sigur că foarte mulți dintre voi ați vrea să jucați. Din păcate, momentan nu se poate, dar sper să facă ceva cei de la EA, pentru că e cam penibil să nu poți juca cu ce echipament vrei tu. Și da, băiți, ăsta este Florinel, probabil cea mai bună carte românească de atac în momentul de față. Asta a fost campania cu Liga 1. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să-i dați un like și dacă vreți să mai vedeți și altele, aveți acum două pe ecran, cel mai nou sau cel mai interesant videoclip, dați pe unul și uitați-vă. Până data viitoare, numai bine, prieteni, pa, pa!